Cele mai ieftine jocuri le găsești pe G2A. Cumpără și tu folosind primul link din descriere. Mă băieți, înainte ca acest vlog să înceapă cu GTU, o să mergem să-l conducem, o să-l aduc și pe Virgil în cadru, să facem nebunie. V-aș ruga să intrați pe Instagram, pentru că până să postez pe YouTube, pe Instagram vedeți mai repede, pot să spun că vedeți chiar live, pentru că filmez cam același lucru și pentru YouTube, doar că până ajung să editez, până descarc, până una alta, trece timpul. Așa că dacă vreți să fiți la curent cu noutățile, mai ales că astăzi oficial ieșim din țară, mergem în Ungaria la AMTS, în Budapest, acolo, neapărat follow pe Instagram să fiți la curent acolo cu noutățile. Cred că pe tot parcursul acestui mini discurs a fost Instagram-ul meu pe ecran, l-aveți și în descriere în orice caz. Hai cu vlogul! Salutare tuturor, eu sunt The Link și bine v-am regăsit la un nou car vlog. Poate că vi se pare că suntem în aceeași mașină, adică în Golful 5, însă nu, nu e Golful meu 5, e tot un Golf 5, chiar dacă vedeți ca un GTI, ăsta chiar e un GTI veritabil, aș putea spune, pentru că, din câte știu eu, are undeva la 250 de cai, nu știu sigur, nu știu dacă am reținut bine. Evident că suntem cu GTI-ul lui Virgil, mergem acum la o tură așa de Oradea să-l iau și o să văd cum e să simți o putere de benzină, pentru că sunt învățat cu dieselul. Am mai condus eu GTI-urile prietenilor, însă niciun GTI nu a fost atât de modificat pe partea de putere. O să-l chem și pe Virgil puțin să vă salute și el, iar după îl las acasă și fur mașina în adevăratul sens al cuvântului. Hai Virgil, vino! Ia uite bă că l-am făcut să apară. Bine ați venit la vlogul lui The Link. Da, deci le-am zis băi, eu sunt Gajul Kid, da. Și băi, suntem la Oradea și ne plecăm la MTS, unde sunt foarte nebun. Băi, am urmat doar câteva ore, gen le putem număra. Da, chiar că imediat ne trezim. Așa că ce am făcut noi, i-am zis că eu am făcut vlogul a lui și el va face vlogul cu golful meu. Să văd și eu cum e puterea asta de benzină. Câți căluți are? Bă, 260, 275. Da, le-am zis un joc de 260 că nu știam precis. Vreo 275 are. Cine s-a uitat la mine pe YouTube și când a făcut Dino, se vede. Tu să ai încredere în mine să-mi dai 270 de cai pe mână? Normal, man, te cunosc de atâta timp. Așa, cum să asta voiam să aud. De ce nu? Bine, atunci, pleacă de aici, lasă-mă să conduc. Dacă nu, o să ai un Golf 5 GTI pentru canal, hai. De-abia aștept. Bang, hai, mergem la autură. Mă duc și eu să mănânc ceva, mă duc să duc șeptarul la spălat. Și-l duce și, duce și golful meu la spălat. Eu duc golful lui la spălat, trebuie să duc 3 mașini la spălat. După el o să-și facă vlogul cât încă e lumină, da. Așa că distracție plăcută, bro. De-abia aștept. Ne vedem în următoarele minute. The Link, trebuie să ai grijă la stațiile de autobuz și la copaci. Am și GoPro pregătit aici. Mă pornește și te rog să vorbești că ești peste 3-4-5 minute la seara în gură, știi? Știu, clar, știu, că știu, e grav. Bine? Da. Oprim muzica că ne luăm copyright. Pa, pa, 15 secunde poți spui orice, nu e copyright. Da, nici știu. Pe Rihanna. Băi, am pornit și trebuie să vă spun că mi-e atât de ciudat să îmi folosesc doar un singur picior și mâna să stea liberă. Adică v-am zis că eu tânjesc după DSG și am zis inițial că vreau să-mi pun și eu la mașinuța mea, dar băi, atâția bani băgați în golful ăsta al meu, am zis, e suficient și așteptăm DSG-ul pe viitoarea mașină, că gata, ajunge pentru golful ăsta cât am făcut. Nu s-ar fi meritat să mai băgăm vreo 2000 de euro să-i punem DSG. Trebuie să fim cu minți puțin tel cu mașinuța asta și după o să ne facem de cap, credeți-mă. O să ne facem de cap și cred că o să-mi pun GoPro atunci, pentru că mă gândesc că altfel e perspectiva asta. Așa, cât vorbesc eu cu voi, puțin cu camera, cât se încălzește motorul până urcă și temperatura la ulei, am zis că e ok, pun point of view ăsta de aici din față. Ia să un pic să-l mai rotesc eu, așa ceva de genul. Virgil mi-a zis să fiu atent la borduri, dar el nu știe că eu conduc golful ăsta al meu cu jante pe 19 și borduri și toate trecerile pietonale alea care au un fel de scoar, le mă uit de 100 de ori la ele ca să trec cum trebuie și să nu fac vreo prostie cu jantele. Și să știți că una peste alta, îmi place să am o mașină care știu că e stoc pe partea asta de suspensii și pe partea de jante, încât stau mai liniștit că, bă, nu trebuie să fiu atent dacă presiunea la pernă e ok sau nu știu. Că, chiar dacă în pernele nu pierd aer, tot trebuie să ai acolo un pic de atenție, să mai verifici un alta, să mai arunci un ochi când mai stai la semafor. Când știi că mașina vine așa cu suspensia asta și, bine, e mult mai ok gen, pe partea asta de confort sau rigiditate, într-adevăr, decât suspensia pe perne, dar sincer, impresionează mai mult când vezi o mașină aproape de pământ. Bun, haideți ca și tot să se încălzească un pic motorul și ne punem GoPro și ne facem de cap.
sunt pregătit aici. O trecem acum pe sport. Doar că nu știu cât o să filmăm în stilul ăsta cu GoPro-ul. E ciudat că centura e mai în spate un pic, pentru că, uite, o să vedeți, se balansează foarte ușor. Prinderea pe care am luat-o eu de la București aparent nu e bună și cred că nu o să filmăm foarte mult în point of view-ul ăsta și o să trecem pe normal, dar hai să ne bucurăm un pic. De pocul acolo. Dar v-am zis, nu cred că o să stau mult cu GoPro așa, pentru că mi-e frică să nu se balanceze în poziția care nu trebuie. Vai, 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 deci îmi place teribil de mult. Hai să treacă și camionul ăsta și ne-l băgăm. Dar mi-e frică rău de tot cu GoPro, că nu filmează cum trebuie din cauza prinderei. Dar hai că vedem noi cum facem. Bă, Virgil, ai o mașină monstru! Vai de capul meu cum face! Ce ai făcut, tată? Vreau turbo benzină! Următoarea mașină o să fie haos! Vai de capul meu, băieți, știți cum e? Deci nu-mi place de mor. Cum face? Ai, ai, ai. Mi-e frică rău de tot de GoPro ăsta. Cred că o să pun camera aia, că mie să nu ratez filmarea de tot, gen. Că nu știu exact cum filmează, că nici nu pot să-l conectez wireless, nu știu de ce, nu-l detectează, ca să zic așa. Și trecem pe camera normală. Gat, zi și făcut. Hai că acum ne aranjăm bine pentru perspectiva asta. Deci ți-a duce să mă duc pe buze. Ți-a duce să mă duc pe buze, băieți. O să mergem acum către Oradea, să luăm pe centură acolo, că avem cum dă el limitarea, că aș vrea să frânesc cineva în față și ce retrogradează. O să mergem pe centură acolo, că e frumos, e liber, e ora 7 și sper eu să fie liber. Și apoi mergem după băieți la spălătorie. Să vedem și noi ce ne face golful nostru. Mamă, ce ciudă mie că e unul în fața mea și nici nu pot să depășesc aici. Dar senzația asta când bagi piciorul în ea și se duce și auzi brohoitul ăla, poc-poc-poc-ul ăla, e teribil. Deci îți vine să-i dai numai așa. Numai așa. Trebuie să oprim undeva să o auzim și pe loc cum face detonația aia, îmi place mie să o numesc. Da, haideți că revenim când ajunge pe centură, că momentan suntem pe un drum care e aglomerat aparent. Deci nu ne aduce satisfacție. Mamă, te-am auzit cum ai trecut pe aici pe la sfârșitul 30 pe postul telefonul. Trebuie să spun că senzația pe care ți-o aduce când auzi pocul la poc. Vai de capul meu. Dar și n-am apucat să fac și trebuie să fac. Să dau eu pe undeva într-o parcare, undeva unde pot și nu deranjez vecinii. În vlogul ăsta chiar nu, fiindcă după aia o să vezi la știrile Pro TV, da? The Link a tras cu o armă și mașina este o armă, deci nu sugerez să mergem într-un loc public. Dă-i acum aici, dacă aici? Vrei repede două. Și cam atât. Țin să vă spun că în realitate se aude mult mai tare. Mai voiam. Deranjant, eu știu, dar ai văzut și ieri. Da, ai turat și a ieșit baba. Și a venit vecinul. Vecinul. Nu mai ce? Știu, da. Gata. Se aude într-un mare fel. Bine, hai, ne revedem cu alte vloguri mâine. Am făcut și eu vlog, o să postăm da. În fiecare zi, suntem daily. Neapărat follow pe Instagram, l-aveți pe aici pe amândoi, pentru că acolo vedeți live. Hai, ciao. V-am salutat, pa, pa. Ia uitați ce am găsit la Virgil. A avut un balon în formă de cățeluș, dar aparent s-a dezumplat. Nu uita că poți folosi voucherul Y-The Link în comanda ta pentru a beneficia de reducere la orice produs PC Garage. Mulțumesc!